Și iată o altă minune a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, în care un tânăr era rănit de un șarpe veninos. Ca un oarecare dintre monahii cei plăcuți lui Dumnezeu, anume Ava Gheorghe, avea ajutător pe Sfântul cel de un nume cu dânsul, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și el ne-a povestit așa. Ducându-mă eu, zicea el, pe calea cea spre munte și având în mână o cruce, m-a întâmpinat pe mine un monah bătrân, care luând de la mine crucea și mergând puțin, s-a abătut din cale pe o cărare, iar eu mergeam în urma lui. Și iată o turmă de oi, iar tânărul, cel ce era păstor, zăcea fiind pe moarte de mușcătura unui șarpe. Și era un izvor aproape. Și mi-a zis mie starețul, scoate apă și să udăm crucea. Aceasta făcând-o și deschizând gura tânărului, i-am turnat apa aceea ce era vărsată pe cruce. Și a zis starețul, în numele preasfintei treimi, să te vindece pe tine robului Dumnezeu, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Și întorcându-se tânărul acela mușcat de șarpe, a lepădat din trânsul niște venin rău, purtător de moarte, și s-a sculat. Și i-a zis lui starețul, spune-mi mie, cum te-ai jurat ieri către acea văduvă săracă, pe a cărei oaie dată în paza ta ai vândut-o cu 3 arginți și tu i-ai spus ei că pe oaia aceea a mâncat-o lupul? Și a zis tânărul, adevărat, părinte, așa este, dar tu cum cunoști acestea? Și a zis starețul, șezând eu în chilia mea, a venit la mine un bărbat pe un cal alb și mi-a zis mie, Sofronie, scoală-te și te du de grabă la izvorul cel ce este de-a dreapta ta, spre miază zi, unde vei afla un tânăr mușcat de un șarpe. Și vei întâlni acolo un monah purtând în mână o cruce săpată în lemn. Și luând crucea aceea să torni pe ea apă și să dai tânărului celui mușcat de șarpe să bea din apa aceea, zicându-i așa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, te vindecă pe tine robului Dumnezeu, mucenicul Gheorghe, și să-i zici lui să nu se mai jure pe numele lui Dumnezeu, nici pe numele sfinților lui, nici să facă strâmbătate cuiva și să dea oaia văduvei celei sărace ca să nu-i fie ceva mai rău. Iar după ce a auzit acestea de la bătân, tânărul a căzut la picioarele lui zicând, iartă-mă pe mine, părinte, că așa este, că am vândut oaia femeii acelea cu 3 arginți și ieri am amăgit-o pe ea zicând că lupul a mâncat oaia. Și mi-a zis mie femeia aceea, oare adevărat este aceasta sau minciună? Și am zis ei, așa este, mă jur pe Dumnezeul cel adevărat. Și mi-a zis femeia, tu mă știi pe mine că sunt săracă, dar cum voiești așa fă? Și va căuta la tine Dumnezeu și Sfântul Gheorghe, că am făgăduit oaia aceea la praznicul Sfântului Gheorghe s-o dau pentru săraci. Deci, a zis tânărul, fiindcă m-am înșelat și am greșit, te rog, pentru iubirea de Dumnezeu, părinte, mijlocește pentru mine la Dumnezeu și la Sfântul Gheorghe, ca să-mi ierte mie păcatul acesta. Și acum voi da femeii acelea 3 berbeci pentru ziua Sfântului Gheorghe. Și toată viața mea la praznicul Sfântului voi da 10 iale la săraci din turma pe care o pasc. Și așa tânărul cel ce s-a tămăduit, cerând rugăciune și iertare de la fericitul stareț Sofronie, s-a dus la lucrul său mulțumind lui Dumnezeu și plăcutului său Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe.